ma asemenea mănăstire, un asemenea semn identitate al credinței și al neamului nostru aici. Și am adus slavă lui Dumnezeu. Și noi, de obște oamenii, în viața noastră, cât este cu putință, încercăm să aducem slavă lui Dumnezeu. Să-L preamărim pe Dumnezeu și începem preamărirea lui Dumnezeu cu lauda și preamărirea întru Sfinții Lui, dar în fruntea tuturor Sfinților, ca pururea rugătoare și Maică iubitoare pentru noi toți, este Fecioară Maria, este Maica Domnului. Suntem la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Și îndeopște când vii la o sărbătoare a mutării din cele de pe pământ la cer, vii cuprins de întristare. Însă să știți că această sărbătoare și acest post al adormirii Maicii Domnului, de către toți părinții, a fost definit, a fost caracterizat ca un post al bucuriei. Și ne întrebăm de ce este un post al bucuriei. Este un post al bucuriei pentru că, poate ați văzut dumneavoastră, sunt mai multe icoane închinate Maicii Domnului. Dar este o icoană a adormirii Maicii Domnului în care cerul pictat deschis ca și o gură, parcă buza cerului, lăsat așa, să curgă într-un sărut etern înspre noi. Și acolo, deasupra acestei deschideri a cerului, Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu un suflet de prunc în brațe, a venit să o ia la sine pe cea care i-a fost dătătoare de trup, dătătoare de viață, pe cea care s-a făcut pentru noi, pentru toți, izvor al vieții, să o ia pe Fecioara Maria. Pentru că să știți, bucuria noastră la adormirea Maicii Domnului din acest fapt izvorește. Din faptul că mutarea la cer a Fecioarei ne-a deschis nouă. Raiul ne-a deschis nouă, din nou, Împărăția lui Dumnezeu. Și ca acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, fiind așezată de-a dreapta Fiului Său. Citit în Psalm, spunea lucrul acesta de mult, David. Șezută împărăteasă de dreapta asta, în haina uită și prea înfrumusețată. Stând acolo de-a dreapta tronului slavei, Mântuitorului Iisus Hristos, mișlocește neîncetat pentru noi. Odată unul dintre părinții din vechime și-a pus în gând să se roage măcar de 2-3 ori pe zi cu un stih din Evanghelie. Bucură-te ceea ce ești plină de har. Și când i s-a apropiat ziua judecății personale de el, a văzut că nu este înconjurat sau primit cu prea multă bucurie. Și atunci a strigat către Maica Domnului, miluiește-ne, miluiește-ne, Fecioară, cu rugăciunea ta. Și atunci Maica Domnului a intervenit către Mântuitorul Iisus Hristos și a zis, ai milă de ei, Fiul meu. Aceasta este mijlocirea pe care Fecioară Maria o face și care iată aduce liniște, pace și mângâiere chiar și sufletelor care se mută de pe pământ la cer.